Premierul Marcel Ciolacu a discutat luni cu reprezentanții sectorului de retail despre plafonarea adausului comercial la alimentele de bază, măsură care ar putea fi prelungită și după data de 31 ianuarie 2024. Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, declara la mijlocul lunii ianuarie, la finalul unei întâlniri cu mediul asociativ, că își dorește prelungirea acestei măsuri și după data de 31 ianuarie 2024. Luând în calcul și introducerea de noi produse pe listă, însă o decizie va fi luată numai în urma dialogului cu retailerii și procesatorii și după ce se va discuta cu premierul Marcel Ciolacu. Din punctul meu de vedere, așa cum am spus, îmi doresc ca această ordonanță să fie prelungită. Această ordonanță, când a fost emisă de Ministerul Agriculturii, s-a bazat pe anumite studii pe consumul pe care familiile cu venituri mici și medii îl au în România. Aceste alimente de bază au fost introduse pentru că românii își doreau, prin studiile pe care le-am făcut, ca aceste prețuri la alimente să fie reduse, a spus Florin Barbu. Pe de altă parte, retailerii au venit cu propunerea de a fi introdus un mecanism care să permită o intervenție punctuală dacă există creșteri nejustificate de preț în cazul unor produse. În opinia lor, această intervenție ar presupune, printre altele, acordul voluntar promovat, reducerea adausului comercial punctual sau plafonarea prețului acelui produs. Ordonanța de urgență numărul 67/2023 privind instruirea unei măsuri cu caracter temporal de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare a intrat în vigoare pe 1 august 2023 pentru o perioadă de 3 luni cu 14 grupe de produse alimentare: pâinea, laptele de vacă proaspăt, brânza telemea de vacă vrac, iaurtul simplu din lapte de vacă, făină albă de grâu, mălai, ouă, ulei de floarea soarelui, carne proaspătă de pui, carne proaspătă de porc, legume proaspete vrac, fructe proaspete vrac, cartofi proaspeți albi, zahăr alb tos, relatează disinews.ro.